tradițional, făcut chiar de mâinile Oanei Lisicioza. Noi suntem oameni crescuți la țară, născuți la țară. Posibilitățile sunt mari aici, nu? Brânză, cașcaval. Se zice că micul dejun trebuie să fie o masă importantă, așa că m-am gândit să-l hrănesc bine pe Viorel. Nu mai vorbi atât, dă-i drumul. Și știi, de aia, bine că nu se face dimineața ciorbă, că ciorbă nu știam să fac. Mi-a șoptit o păsărică, Oana, că vrei să te apuci de un curs de nutriție, pe lângă faptul că ai da, slăbit pentru că și arăți foarte bine. Am slăbit, am slăbit și eu puțin, am slăbit. Și apucă de subnutriție. Nu, știi cum e, mă apuc de slăbit, că nu mai avem bani de restaurante. Glumesc. Viorel, hai că spun și niște măsline. Știi cum zic eu de la țară, măsline. Dar ci că fac foarte bine cu ulei de măsline, da. Și așa. Asta, băi, să-i dau și niște carne. Băi, Viorel, dar ce vrei? O, că-ți fac și ceai acum, dar stai puțin, sunt ce vreau să zic, e clar că eu tot timpul am avut probleme cu îngrășatul și știu că multă lume are probleme de asta și eu mi-am căutat cauza. Domne, de ce mănânc? De ce mă îngraș? Ce se întâmplă? Mi-am făcut analizele. Ideea e că eu tot timpul am fost foarte jignită din cauza kilogramelor. Că am picioare ca niște crembuși, că sunt ca o balenă. Crembuși sunt slabi. Nu, polonez de ea. Hai, ți-ajunge ce ți-am pus? Să mai rămână și mie, Viorel. Da, da. Nu sunt eu o mare gospodină, dar e clar că na, trebuie să încercăm să mâncăm cât mai sănătos și acasă îți prepar cum vrei tu și pui tu ce ingrediente vrei. Și eu chiar să știi că pun mare bază pe legume, ori îmi trimite bunica mea de la țară cu microbuzul, să știi că mă duc la piața Matache, sau în piață găsesc, sau de la țăran, cumpăr brânză, produse de-astea cât mai bio, cât mai naturale, pentru că Viorel are diabet și e important să mănânce cât mai sănătos. Așa. Mic dejun, domnule. Și cu limonadă merge. Repede, nu știu. Păi ce vrei, Viorel, acum? Ce vrei să mă chinui? Păi a venit tu? Fata asta la noi. Voi să mănânc și eu. Cu pulița mai mică, așa? Tu gătește... Uite, ia brânză cu roșii, cu măsline. Gătește separat sau? Am rămas la cursul acesta pe care vrei să-l faci de nutriție. Da, 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 de psihonutriție. Eu mi-am, tot timpul m-am gândit, domnule, de ce eu mă îngraș? Pentru că mi se părea că nu mănânc atât de mult, adică am prietene care mănâncă mai puțin. Gabu grijă de mine foarte mult și mai ales când am apoi și probleme, mai ales acum când am probleme cu picioarele, e o fată minunată. Cum să zic, cu pandemia asta a trebuit să mâncăm mai mult acasă, să ne obișnim să facem tot felul de lucruri. Așa, și cu cursul mi-am dat seama că eu de multe ori aveam impresia că, vai, eu am mâncat. Păi, ce lipsește la tine? Sare. Pâine. A, pâine. Păi, Viorel, n-ai pâine. Diabeticii n-au voie pâine. Mănânci fără pâine, Viorel. Numai cât nu mănâncă pâine. Păi vezi. Eu mănânc. Nu, nu mănânci, Viorel, pâine. Nu ai voie pâine. Da? Trebuie pâine de aia neagră, dar ție nu-ți place aia. Să mănânc carne goală? Da, normal. Păi, Viorel, acum stai cu nutriționistul, trebuie să mănânci cum îți spun eu. Da. Înseamnă că mor în curând. Aia nu, aia nu. Da. Fără pâine, nu. Trebuie să mănânci tot, să-mi dai și șpagă. De unde o spune? Dacă îmi zici toată funcția. Acum glumim și așa, dar mâncarea este combustibilul nostru și așa cum avem grijă la mașină, trebuie să avem grijă și pentru noi. Eu sunt o femeie peste 40 de ani, el are o vârstă și probleme de sănătate și trebuie să fim foarte atenți. Cei mai mulți bani îi dau pe mâncare, dar nu la modul neapărat să fie scump, ci să fie cât mai natural și cât mai de la țărani. Tocmai de-aia am ales să fac un mic dejun tradițional, dar eu zic țărănesc. Eu mai am o întrebare la dumneavoastră. Atunci când Oana s-a făcut psiholog, ați spus că și dumneavoastră ați putea să fiți psiholog, că aveți o experiență mare de viață. Acum aveți încredere în cursul acesta de nutriție pe care vrea să-l facă? Eu acum vreau să răspund altfel, indirect. Am încredere în ea și poate să facă orice. Dar ce-mi place și ce nu-mi place, asta e treaba mea. Dar ea e liberă să facă ce vrea, pentru că țin foarte mult la ea și o las să aleagă. L-am antrenat bine, că dacă nu zicea frumos, nu mai făcea mic dejun, nu?
fost o înțelegere dinainte. Dar eu mă refer la faptul că și ea, dacă are pe Facebook cont, eu nu am, dacă are, sunt și multe jigniri câteodată, care nu merită, nu sunt adevărate. Și de asta spun că fiecare se uită în oglindă înainte de vorbi de altul. Pentru că fiecare are și bune. Când vorbește Viorel, eu îi mănânc micul dejun. Are și bune și rele și clar că... Doamne, cel mai bun, ce poate să fie mai bun decât niște n-are legume rost, de la țară? N-are rost să critici pe cineva fără să ai ceva concret.